Da. E la drumul? E la drumul? Da, da. Da. Bine, asist aici. Avem în față pe marele montagnar Darmin, da? Suntem pe vârful Blădeasa, să știți. Aici mai avem niște aventurieri care vin pe ăsta. Aici este o ridicat de către militarii batalionului, așa. Aici avem și turiști. Un cățeluș foarte frumos aici. Uitați-vă ce frumos e. Și aici este stația meteo, da? Uitați-vă, stația meteo de pe Blădeasa. Așa. Așa. De aici se vede lacul Valea Drăganului, acolo în vale, dacă sper că se vede, eu, așa, Valea Drăganului. În partea stângă, acolo, uite, în zona aia, acolo unde filmez eu, acum este Rechițele, satul ăla blestemat, de unde eu vin, piticul ăla a furisit boc, da? Așa, pe aici, uite, stația, tot, deja norii încă nu au ajuns aici, după masă vremea se va strica. Și acum îi dau să mă filmeze un pic. Armin, hai, Armine. Hai de acolo. Filmează-mă un pic să mă văd și eu. Martor pe Vlădeasa, să nu scape. Așa. Boșorogul aventurier, da? Am ajuns pe vârful Vlădeasa. Am făcut de la cabană, de la Vlădeasa, am făcut 2 ore și 8 minute. Atât am venit de la Vlădeasa până aici. Da. Aici, în direcția aia, acolo e Clujul. Uitați-vă, direcția aia, acolo e Clujul. În partea aia, acolo, departe, acolo, arată acolo, așa. E Oradea, Băie de Felix, da? Și aici se văd munții Meseșului. Uitați-vă ce frumos sunt. Hai, vin un pic aici, bine, hai, bă, hai să-i filmăm. Uite acolo, vezi, Armine? Uh-huh. Hai un pic aici, hai încoace. Uite acolo, vezi munții acolo, mai de munți acolo, da, vezi, da. Hai un pic mai aici. Uite, depărtare așa, să vă munții acolo, Meseșului acolo, mă. Aia da. Din depărtare, vezi? Muncii Meseșului, da. Ei, acum, în final, tot un obiectiv cu mine, Arminuț. Vă rog multă sănătate. Deja am mai cucerit un munte astăzi. În cât e astăzi, oameni buni? Domnul, în cât e astăzi? 17 septembrie, da? Duminica 6 septembrie. Și vă urăm o sănătate, multă fericire și noroc. Pa!